rasă dito dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Preasfinția voastră, preasfințite părinte, episcop, preacuvioși părinți, stareți, preacuvioși părinți, preacucenici părinți, iubiți credincioși, astăzi la Mănăstirea Vlădiceni este mare sărbătoare și bucuria noastră este întreită. Una, pentru faptul că suntem în săptămâna luminată, în săptămâna Sfintei Învieri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și avem o mare bucurie în suflet, numai cântând acest propar, Hristos a înviat, sufletele noastre se umplu de bucurie negrăită. A doua, bucuria noastră este faptul că ne aflăm în sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care este hramul mănăstirii noastre și ne bucurăm nespus de mult, pentru că aici, în această poiană, la anii 1415, Alexandru cel Bun, voievodul Moldovei și mitropolitul Iosif Mușat, primul mitropolit al țării Moldovei, cum se spune în cronici, întâmpinau aici moaștere Sfântului Angel Nou de la Suceava, în drumul lor către cetatea Sucevei, aducând, fiind ele aduse de la cetatea Albă. Și aici se crede că era deja o obște de monahi, care îl slăveau pe Dumnezeu și care totodată îi ajutau și pe oamenii din apropierea orașului. De atunci s-a înfiripat aici viața călugărească, o viață duhovnicească și chiar dacă era aproape de oraș, obștea respectivă își făcea datoria în fața lui Dumnezeu, ținând candela aprinsă a rugăciunii, candela credinței cele adevărate în Mântuitorul Iisus Hristos. Și astăzi, în zilele noastre, la fel fac monahii, îl laudă pe Dumnezeu și îl iubesc și stau în fața oamenilor pentru a le fi mai ușor și lor problemele acestei vieți. Iar a treia bucurie, frați creștini, este prezența Preasfințitului Părinte Episcop Nichifor Botoșăneanu, cu toții și obștea monahilor, dar și dumneavoastră, știu că l-ați așteptat ca să-l vedeți și să primiți binecuvântare, și împreună să ne rugăm. Vă mărturisesc, fără niciun interes, că am avut o bucurie deosebită. O liturghie caldă, cum este liturghia jertfa Mântuitorului Hristos, dar foarte mult contează cum se roagă Preasfințitul Părinte Episcop și ne ține pe toți aproape, precum găina își adună puii sau vulturul își adună
slujitorii alături de El. Ne-am bucurat nespus de mult, v-am urmărit cu atenție, știți cum suntem noi monahii, urmărim foarte atent toate mișcările liturgice și v-am felicitat în sufletele noastre, se cunoaște că sunteți doctor în liturgică și vă mulțumim din toată inima că avem de învățat, am învățat și până acum, am avut o colaborare foarte bună cu Preasfințitul Părinte Episcop pe când era exarh aici la Iași și vreau să vă spun că a fost mai mult decât un frate cu noi, a trecut cu vederea multe lipsuri, pentru că nu suntem perfecți, dar căutăm cumva și Preasfințitul, pe atunci Părintele, exact cum îi spuneam noi, a fost foarte îngăduitor și foarte apropiat de noi. Încât acum, când vine în calitatea de episcop, ne simțim foarte apropiați de Preasfinția Sa și iată, în Poiana Vlădică, e Preasfinția voastră, trebuie să veniți foarte des, pentru că Poiana Vlădică înseamnă Poiana Episcopului. Așadar, Mănăstirea Episcopului. Și iată că inimile noastre tresaltă și vibrează de bucurie într-o această zi prea frumoasă. La pieire. Este mare lucru ca să spui, iau eu totul asupra mea. Mare lucru. Poate și duhovnicii din ziua de azi, poate vom putea spune acest lucru. Așadar, Preasfinția voastră, vă mulțumim că ați binecuvântat, ați dat un plus deosebit, o aleasă binecuvântare sărbătorii de azi și vă mulțumim din toată inima. Dacă îmi permite să mulțumesc părinților stareți, părintelui Arsenie, arhimandritul de la Mănăstirea Silvestria, mănăstirea mea de metanie, după cum știți, și să mulțumesc și părinților monahi care au cântat. Am de zile mi-am dorit ca părinții de la Silvestria să vină să cânte la hramul mănăstirii noastre și mulțumesc din toată inima. Și părintelui Stares Metodie, mulțumesc la Mănăstirea Clincea, cu care suntem prieteni, părintelui Protopop, care slujește aproape săptămânal aici, ca un breu slujitor de rând, și vine cu mare dragoste la noi, și tuturor părinților care sunt deja de acasă, dumneavoastră știți cu toții. Vă sărutăm dreapta, vă îmbrățișăm cu smerita noastră dragoste în Hristos Mântuitorul și vă rugăm să veniți și mai des aici, pentru că pe lângă oștea monahilor plicuță, avem o oștea a credincioșilor foarte mare și ei vă iubesc și vă prețuiesc. Mulți m-au întrebat de ei, vine Preasfințitul sigur? Vine Preasfințitul Părinte Nichifor. Vă sărutăm dreapta.